Salutare, dragi prieteni! Sper că mă auziți. Sunt pe drum din nou, merg către București. Sunt puțin 30 de minute. Am avut întâlnirea cu grupul minunat de activiști civici de la Jimbolia, din Banat. Jimbolia este un orășel mic din Banat, din categoria localităților în care noi vom veni în a doua parte a turneului nostru Next Level, Poporul Suveran prin Țară. Știți că acum mergem prin țară, mergem în municipiile reședință de județ și am fost în 16 municipii reședință de județ. Urmează acum să mergem în la următoarea etapă, vom fi prezenți în Târgoviște, dar nu în acest weekend, ci weekendul următor. Vom fi prezenți în Târgoviște, vom fi prezenți la Ploiești, după care vom fi prezenți la Buzău și la Brăila. După această deplasare, Târgoviște, Ploiești, Buzău, Brăila, peste 3 weekenduri voi fi din nou prezent aici în Banat și în Arad, în Crișana. Vom fi prezenți în Hunedoara, în Arad, în Timișoara și în Reșița. Vreau să vă spun ceva foarte important, oameni buni, legat de dezbinare, de lipsa de unitate, de ceea ce se întâmplă în rândurile celor care ar trebui să fie de aceeași parte a baricadei, dar de fapt, din motive care mie îmi scapă, sunt mult mai preocupat să mă conteste pe mine, de exemplu, decât să lupte alături de mine împotriva infractorului șef al PSD, împotriva mafiei din politică și să mă folosească eventual pe mine ca voce importantă și urmărită a acestui maraton civic. Astăzi am vorbit, dragii mei, și o spun răspicat, chiar dacă îi deranjează pe unul, în numele Mișcării Rezist, și despre mișcarea Rezist din București în fața patrioților din Jimbolia. Angi Șerban de la Corupția Ucide a pus o întrebare pe evenimentul de la Jimbolia organizat de Inițiativa Timișoara: cine îi dă dreptul lui Mălin Bot să vorbească în numele mișcării Rezist? Oameni buni, eu am mai spus treaba asta odată. Atunci când cei de la Rezistența au confiscat hashtag-ul hashtag Rezistența și au zis că, domne, am folosit eu nu știu ce hashtag și că ăla e numai al lor. Oameni buni, prima regulă despre care trebuie, pe care vreau să o spun: mișcarea civică Rezist nu este proprietatea nimănui, oameni buni. Nu există cineva să fie împroprietărit pe ea. Toți cei care participăm la această mișcare putem vorbi despre ea și putem vorbi în numele ei. Este foarte important. Nu deține nici Angi Șerban proprietatea asupra mișcării Rezist, nici Cârtița Oana Dobre, plecată de la Vântu, Voiculescu, Andronic, Corina Vințan și ajunsă prin cine știe ce miracol și jonglerie în mijlocul coordonării Corupția Ucide să preia controlul. Nu decide nici Tudorică de la Rezistența, nici nimeni. Aici, asta este o chestiune pe care nimeni nu poate fi proprietar. Nu o spun, dragii mei, ca să provoc vreo disensiune. Aceste nume pe care le-am pronunțat. Eu n-am nimic cu acești oameni, n-am niciun fel de problemă de orgoliu, oricând stau alături de ei în tranșee. Uitați-vă că eu mă plimb prin țară, fac tot ce pot eu ca să promovez ideile noastre, ca să conving oamenii din toată țara să nu renunțe, ba chiar să încercăm să facem the next level, să facem pasul următor, să ne organizăm, toți cei care împărtășim aceste idei. În paralel, avem un mare infractor, infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, care uitați-vă ce face, cum înhață justiția pas cu pas, cum distruge statul de drept. Vorbeam astăzi la Jimbolia, spuneam cuiva: domnule, dacă aș fi caricaturist, aș face o caricatură cu Dragnea, cum fură țara cu niște ochelari de aia de hoț și mai jos cu niște Angi Șerban și alții care se întreabă: da, Mălin Bot de ce merge prin țară și vorbește în numele mișcării Rezist? Înțelegeți, oameni buni, cât de greșită este această atitudine? Noi avem nevoie mai mult ca oricând, dragă Angi Șerban, de unitate. Noi nu avem nevoie să facem un război al orgolilor. Fiecare ar trebui să lupte atât cât poate el, cum știe el, cu mijloacele lui, cu resursele lui, împotriva ciumei roșii și împreună să ne promovăm unii pe alții. Nu să ne întrebăm de ce cutare face nu știu ce și altcineva face nu știu ce. Dar, dragii mei, dincolo de asta, de ce eu pot să vin să merg în toată țara și să răspund oamenilor întrebărilor legate de maratonul civic Rezist din București?
De ce pot să vorbesc despre asta, oameni buni? Nu pentru că eu mă consider un lider. Eu nu am cerut niciodată să fiu liderul nimănui. Eu doar mi-am spus punctele de vedere și am încercat să-mi desfășor mai departe activitatea ca jurnalist independent, documentând și relatând această mișcare. Păi dintre toți ziariștii, eu sunt cel care a fost cel mai aproape de această mișcare. Eu cunosc toate personajele. Eu cunosc exact fiecare cărui interes servește. Eu știu grupurile atașate personajelor. Cine este atașat lui Tudorică? De ce susține un anumit punct de vedere? Cine este Dobre? De ce face ceea ce face? Eu știu toate aceste lucruri. Adică sunt jurnalistul cel mai documentat pe această temă. Ca atare, este normal și firesc să pot să vorbesc, să răspund la întrebări. Dar ce este important și ce vroiam eu să spun? Pentru că am dezvoltat mai multe idei, am vorbit mai multe lucruri la Jimbolia, foarte importante după părerea mea. Am pus în textul explicativ al acestui live înregistrarea video a discuției noastre de la Jimbolia. Vă rog foarte mult, dacă aveți timp, este adevărat, durează o oră, dar este foarte important, dragii mei, să vă uitați puțin la ea, pentru că am spus niște lucruri vitale acolo. Niște lucruri care țin de principii și de ceea ce avem noi de făcut. Peste tot unde mă duc în țară, întrebarea care mi se pune, inclusiv aici la Jimbolia, ce facem mai departe? Ce facem mai departe? Că nu putem la infinit să protestăm sâmbătă și duminică atunci când vor unii să ne descarce bateriile în fața unor clădiri goale. Ce facem mai departe? Și am explicat la Jimbolia ce putem să facem noi concret mai departe. Și vreau să vă spun și aici și ce am putea să facem sau ați putea să faceți aceia dintre dumneavoastră care ați fost în stradă, în orașele dumneavoastră, susțineți aceste idei și vreți să se întâmple o schimbare. Vreți ca toată această energie, toată această conștiință care a apărut ca un miracol în istoria acestei țări, începând cu protestele împotriva Ordonanței de Urgență 13, să nu fie în van. Și eu cred că se pot face foarte multe, dragii mei. Și uite, asta ar putea să înceapă să facă și Angie Șerban și Alexandru Socol, înainte să se întrebe de ce merge Mălin și vorbește numele mișcării și ce treabă are el prin țară. Ce încerc eu să fac, dragii mei? Pe lângă faptul că susținem inițiativa cetățenească fără penal în funcții publice, pe lângă faptul că susțin grupul de inițiativă legislativă și revizuirea Constituției pe care îl avem fondat, este un ONG. Ideea ca noi să legiferăm, putem strânge 100.000 de semnături, cu 100.000 de semnături dai o lege și putem noi cetățenii să începem să legiferăm. Pe lângă asta, eu încerc să le răspund oamenilor, să le explic că și să le dau detalii despre asta, ar fi posibil ca în fiecare județ, în fiecare oraș mare, chiar și într-un oraș mai mic, să existe, prin intermediul rețelelor sociale, lideri de opinie care să facă pe plan local cam ceea ce fac eu la București și în felul ăsta să trezească comunitatea respectivă, să o trezească la viață, să-i arate acelei comunități că are foarte mulți oameni cinstiți, că acești oameni cinstiți se pot uni, că ei pot să devină o forță și că pot să impună schimbarea. Eu cred că dacă noi reușim, dragii mei, să multiplicăm cât mai mult acest model din perspectiva comunicării, din perspectiva atitudinii în societate, dar și din perspectiva aspectelor financiare, pentru că uitați, deja se fac primii pași. Sabin German de la Cluj, jurnalistul Sabin German, un jurnalist pe care eu îl apreciez foarte mult, un om foarte serios, un ardelean care întotdeauna a avut puncte de vedere pertinente și un om despre care eu cred că este cinstit, și-a făcut și el cont de Patreon. Este primul jurnalist important, mare, mai mare decât mine poate, care vine pe acest model. Dar modelul ăsta poate să fie nu numai pentru mine și pentru Sabin Gherma sau alt jurnalist. Poate să fie pentru oricare dintre dumneavoastră, dacă vă hotărâți să deveniți lideri de opinie în comunitățile voastre,
să cereți sprijinul financiar al comunității și să transformați asta în principalul vostru obiect de activitate. Și puteți să o faceți. Într-un oraș mai mic, unde sunt 1000 de oameni care susțin un astfel de lider de opinie cu un euro, și asta este posibil, este perfect viabil economic, acel lider de opinie cu 1000 de euro pe lună poate să devină puternic. Banii respectivi îi vor asigura independență și mijloace cu care el va putea să devină și mai puternic în comunitate. Și comunitatea îl va susține și mai mult. Dacă noi am putea avea astfel de lideri, câte unul măcar în fiecare județ, și să fim 50 de voci, plus în București cât sunt, 50 de voci puternice, nu prostii oameni buni, nu grupuri și grupulețe și pagini și comunități în spatele cărora nimeni nu știe cine este și ce interese au de fapt. Nu așa zise posturi de televiziune, de online, în spatele cărora nimeni nu știe ce interese au, ci persoane, chipuri, oameni, CV-uri clare. Te uiți la Mălin Bot și știi cine este. Mălin Bot nu este un grup, nu este o persoană, nu este ceva în spatele căruia să se afle altceva și să nu știe exact cine îl trage de sfor. Nu, e un om clar, a cărui istorie e cunoscută, a cărui activitate este publică de 25 de ani, pe care oricine poate să-l scaneze și să-l vadă în pielea goală, așa cum este el. Astfel de oameni pot fi, cum e Sabin German, la fel. Nu e în spatele lui grupul nu știu care, sau nu, e Sabin German. Te uiți la el, îl vezi pe persoană fizică, știi cine este, îi cunoști istoricul, îi cunoști activitatea, poți să judeci concret dacă merită sau nu încrederea ta. Dacă noi am putea să avem, și gândiți-vă, vă rog din suflet, cei care vă uitați la mine, și știu că sunteți mulți oameni din țară, din toate județele țării. Am fost la Craiova, mi-a plăcut foarte, foarte mult când a venit un băiat cu stick la mine, cu un stick și cu un telefon, și mi-a zis: uite, Mălin, eu fac ce faci tu în Craiova. Mi s-a părut senzațional și am fost atât de bucuros să văd că modelul începe să fie replicat. Dacă acest model se multiplică în toată România de 40 de ori, în fiecare județ, ideal ar fi să avem în fiecare oraș și comunitate un astfel de model, noi putem crea o multitudine de voci, un cor de voci, dacă vreți, care să cânte pe aceeași partitură a noastră, a mișcării civice, și care să adune împreună, să cumuleze atât de multă audiență încât să depășim de 2-3 ori toată audiența Mafia TV, toată audiența Mocir la Media. Și este posibil. Sunt 9 milioane de oameni pe Facebook, oameni buni. Este posibil. Nu mai vorbesc de YouTube, nu mai vorbesc de Instagram și alte zone unde se poate duce mesajul nostru. Dacă noi reușim să facem treaba asta, dar asta trebuie fiecare să o facă independent, fiecare în orașul lui, fiecare în județul lui. Dacă noi reușim să facem asta și să fim și mai multe voci, pe care eu am să le promovez foarte mult și ne vom promova reciproc, noi putem să construim până la următoarele alegeri o masă critică de audiență cu ajutorul căreia să putem să convingem la schimbare. Și sunt două idei mari și late pe care noi ar trebui să le promovăm, dragii mei. Prima idee este că prezența la vot este foarte importantă. Este vitală, este... Nu există ceva mai important pentru țara noastră decât să se prezinte cât mai multă lume la vot, dragii mei. Nu există. A doua chestiune este să explicăm oamenilor ce înseamnă ciuma roșie, ce înseamnă mafia din politică și cât de important este să nu voteze ciuma roșie. Cât de important este să nu voteze sateliții ciumei roșii, ALDE, UDMR, alte partide care au în ele penali care sunt hashtag aceeași mizerie. Pentru că dacă vrem o schimbare, oameni buni, schimbarea se face cu oameni noi. Cu oameni vechi nu poți să faci o schimbare. Gândiți-vă bine la asta. De aceea eu cred că noi trebuie să pledăm pentru ca la următoarele alegeri să fie votate partide noi, oameni noi, mișcări noi, oameni care nu fac parte, v-am descris, ați văzut în comentariul de astăzi de pe YouTube, am descris cum funcționează cârdășia asta, ce înseamnă hashtag aceeași mizerie,
cum triplul inculpat Androni, care teoretic e din gruparea Băsescu Udrea, care teoretic se opunea PSD-ului, de fapt are avocat de la PSD în Timișoara, cum lucrează mână în mână cu Ghiță pentru Dragnea și este hashtag aceeași mizerie. Și este important ca noi să susținem acei politicieni, acele partide, acele idei, acele platforme care nu sunt din mafia asta, din mafia care ne-a distrus ultimii 30 de ani. O idee a treia foarte importantă pe care eu cred că ar trebui să o explicăm, și aici vă rog din suflet cei din diaspora să mă ajutați, pentru că știu că sunteți foarte mulți cei care mă urmăriți din diaspora, și să o explicați și voi la rândul vostru altor români care sunt în diaspora, că este important să vină în țară să voteze la alegerile locale și parlamentare. Este prioritate, este cel mai important lucru, dragii mei, să veniți în țară să votați la locale și la parlamentare. Pentru că rezultatul alegerilor locale determină în proporție de 60% rezultatul alegerilor parlamentare. Și e important să fie basculată ciuma roșie începând cu alegerile locale. Votate acele platforme, acele partide, acei oameni independenți care poate vor veni, care sunt noi, n-au mai fost în partide, n-au legătură cu mizeria, nu sunt din gașca asta. Prima condiție, poate că sunt mai proști, poate că n-au experiență, dar e important să fie cinstiți și să nu fie din gașcă, oameni buni. Dacă vrem schimbare, altfel nu putem face schimbare. Dacă punem aceeași gașcă, nu putem face schimbare. E important să veniți la locale, cei care sunteți în diaspora, și apoi la parlamentare, ca să determinăm o schimbare solidă. De ce vă spun că e important să veniți în țară, oameni buni? Pentru că votând în diaspora, indiferent câte mijloace de vot vă fac ei vouă, vot electronic, vot prin corespondență, vă deschid 7.000 de secții de vot. 5 milioane de oameni bagă 6 parlamentari în Parlament. 5 milioane de voturi din diaspora, dacă toate sunt votate, exercitate în diaspora. Alea 5 milioane de voturi exercitate în țară, oameni buni, bagă poate în Parlament, poate că bagă de 20, de 30 de ori mai mulți, adică bagă 200, 300 de parlamentari. Este foarte important. Gândiți-vă că PSD-ul a câștigat majoritatea parlamentară și poate să facă mizeria pe care o face cu 3,2 milioane de voturi. Gândiți-vă 5 milioane de voturi ce pot face. 5 milioane de voturi alăturate celor 2 milioane jumate, 3 milioane din țara anti-PSD pot duce ciuma roșie la un procent atât de mic încât să nu mai conteze niciun calcul. Asta ar trebui să fie important, dragii mei. Nu atât majoritățile, cât să fie adusă ciuma roșie atât de jos încât să nu mai aibă nevoie nimeni de ei ca să facă majoritatea. Și să nu mai conteze, să nu mai primească nicio funcție acești ticăloși, PSD-iștii, ALDE-ul, demeriștii, cei care îi ajută, să nu mai primească nimic, nici viceprimar, nici vicepreședinte la consiliile județene, nici nimic în comisii în Parlament, să fie total excluși din joc. Și atunci se vor sinucide politic, pentru că vor pleca toți mafioții de acolo și în acest moment aceste partide sunt controlate de mafioți. Vor pleca toți, se vor dezintegra, că nu vor mai avea acces la niciun fel de pârghie prin care ei reușesc să fure. Dar pentru asta e important să vină cele 5 milioane de oameni în țară să voteze în țară împotriva ciumei roșii. E foarte important, oameni buni. Și să vă convingeți între dumneavoastră, cei care sunteți în diaspora, să fie făcut acest pas. Și un pas simplu, nu e complicat pentru numele lui Dumnezeu, să vii la locale și la parlamentare o zi, două, să vii în țară să votezi, să te duci înapoi. Poate fiecare să o facă pe cont propriu. Nimeni nu poate să-l oprească, nimeni nu poate să oprească oamenii la frontieră, pur și simplu n-au ce să vă facă. Și dacă din timp vă rezervați bilete de avion și tot, se poate rezolva, se pot găsi soluții de acum până în 2020, este timp până în 2020, este timp pentru asta. Am văzut că Liviu Dragnea a fost huiduit la Buzău. Foarte bine ați făcut, dragi buzoieni, felicitări! Un oraș aparent roșu l-a huiduit pe infractorul șef al PSD. Spuneam astăzi la Jimbolia despre el, despre acest om care vrea să acapareze România, vrea să distrugă România, în timp ce unii naivi, care ei spun că susțin mișcarea rezistă, au o problemă cu Mălin Bot, Dragnea fură România și problema lor e Mălin Bot, este halucinat, este stupid, este pueril, Angie Șerban, să pui problema astfel. Nu mai asculta de cârtița Oana Dobre. Înțelegeți, oameni buni, de la corupția ucide.
Oana Dobre a executat-o pe Mona Muscă, cu un dosar primit la giurtele cu hododului la Virgil Măgureanu. Oana Dobre l-a servit pe Vântu când Vântul era la apogeul puterii lui. A servit în televiziunea lui Vântu. Când Vântul era la apogeul puterii lui și Cătălin Harnagea, șef de serviciu secret, se plimba cu mașini de la Vântu. Oana Dobre l-a servit pe infractorul șef, a servit la televiziunea infractorului șef Dan Voiculescu. Atunci când acesta, împreună cu Crin Antonescu și cu Victor Ponta, puneau la cale lovitura împotriva statului de drept, ea era acolo cu Gâdea în emisiuni. O să vă fac un montaj să vi-l pun să-l vedeți. Era cu Gâdea în emisiuni, Gâdea o lăuda și dădeau pase de la unii la alții. Oana Dobre a servit la firma Corinei Vințan, ex-SIE, care are o grămadă de probleme, inclusiv în legătură cu MRU. În perioada aceea, știți că MRU a demisionat după scandalul, când a izbucnit scandalul Black Cube. Astea nu sunt întâmplări. Oana Dobre a fost la Dan Andronic înainte să ajungă la Corupția Ucide. L-a servit pe Andronic pe online, triplu infractor Andronic, la luni de zile după ce am plecat de la el pentru că făcea porcării împotriva justiției. Ea s-a dus acolo. Înțelegeți, dragii mei prieteni de la Corupția Ucide? Eu țin la voi, chiar dacă mă denigrați, chiar dacă mă atacați, pentru că știu că sunteți de bună credință și pur și simplu nu aveți experiența de viață, uneltele necesare să gestionați un astfel de personaj, cum este această cârtiță Oana Dobre. Înțelegeți că nu este întâmplător o persoană cu un astfel de CV, cu un astfel de traseu prin ogrăzile celor mai mari securiști ai patriei, nu aterizează de la triplu inculpat Dan Andronic la Corupția Ucide întâmplător, peste noapte. Înțelegeți că ați fost infiltrați și sunteți manipulați pe ideea asta de a se provoca dezbinare, de a se provoca tensiune, de a se provoca divergențe între vocile importante ale protestului nostru. Și dacă voi nu înțelegeți treaba asta și nu veniți să fim uniți cu toții pentru scopul nostru comun, și avem acum niște puncte fixe pe care trebuie să ne luptăm, oameni buni. Susținerea inițiativei cetățenești fără penali în funcții publice. Toți trebuie să o susținem. Nu să ne întrebăm de ce merge Mălimbola la Jimbolea să vorbească despre asta. Foarte bine că merge, luați, redistribuiți. Mergeți și voi, eu iau și redistribui. Asta, cu asta trebuie să ne ocupăm. Trebuie să ne ocupăm cum facem să mobilizăm lumea să vină la vot la următoarele alegeri. Să nu mai repetăm experiența din 2012, când Ciuma Roșie ne-a încălecat pentru că a fost absenteist și își bate joc de noi cu 3,2 milioane de voturi din 18,5 milioane de oameni cu drept de vot. Gândiți-vă ce bătaie de joc. Să promovăm acele voci care, fiecare în comunitatea ei, pot să devină vectori importanți de audiență ai mișcării noastre. Asta trebuie să fie misiunea noastră, dragii mei. Și trebuie tot să tragem la această căruță. Este irelevant cine cum vorbește. Toți avem dreptul să vorbim în numele mișcării Rezist, toți cei care am fost în stradă, toți cei care am susținut acest protest. Chiar și cei din diaspora care n-au fost în stradă, dar au susținut pe rețele sociale cât au putut ei acest protest. Este foarte important nu să ne certăm între noi, ci să fim inteligenți. Să recunoaștem cârtițele acolo unde sunt și să le ignorăm. Și noi să mergem uniți mai departe, cei care avem idealuri comune, cei care nu avem o agendă ascunsă, cei care suntem Talek Vale, ceea ce spunem, aia avem în conștiință. Ceea ce spunem, aia este ceea ce vrem. Agenda noastră este cea pe care o rostim și pentru care pledăm în fiecare zi. Nu să ne întrebăm de ce unul face ceva și altul face altceva. Dragii mei, în final vreau să vă spun că eu voi fi în Suedia. Acum sunt undeva pe autostradă, mă îndrept către București. O să merg la aeroport, las bagajul cu care am venit în Banat, iau bagajul de Suedia și plec la aeroport. Ne vom vedea Suedia mai multe zile cu comunitatea românilor de acolo. Tot programul este în textul explicativ al acestei postări. Din ce mi-au spus cei din Suedia, comunitatea Corupția Ucide susține acest eveniment și le mulțumesc din suflet. Bănuiesc că Florin Bădița, care este, încearcă să fie ok, dar ar trebui să fie mai ferm și mai cu ochii mai larg deschiși, este cel care susține. Eu le mulțumesc celor de la Corupția Ucide și pentru că
la protestul din 12 mai, protestul de sâmbătă, când m-a ridicat jandarmeria, ați văzut că eu am venit în piață și am ținut un mic discurs la portavoce în care m-am adresat lui Dragnea și eram live. Și ați văzut că la acel mic discurs, cei de la corupție au ucide Angi Șerban și cu alții erau în jur, nu i-am recunoscut, stăteau jos și m-au acompaniat. Între pauzele din discursul meu au venit și ei cu lozinci și m-au susținut din spate. Asta este atitudinea corectă. Mi-a plăcut foarte mult, m-a uns pe suflet să-i văd pe cei de la corupția ucide că sunt alături de mine, că mă susțin, că strigă lozincile care se potriveau la fix cu discursul meu. Asta ar trebui să facem, oameni buni. Și dacă de mâine Angi Șerban sau Alexandru Socol ar vrea să vină lângă mine, să mergem prin țară, i-aș lua lângă mine. Sigur, pe Ioana Dobre nu pot să o iau, pentru că știu că este o cârtiță. Știu că are un rol clar și știu ce urmărește. Este tipul de înșelăciune care se comite împotriva oamenilor cinstiți, atât prin anumite televiziuni, cum e B1 TV, cât și prin anumite pagini, cum este o pagină One Vision Resist și alte pagini, cât și pe persoană fizică de către astfel de cârtițe. Ei ce fac? Care e strategia, oameni buni? Strategia este următoarea. 90% din timp se spun lucrurile pe care noi dorim să le auzim. Că Dragnea e rău, că e nasol, că PSD-ul e rău și așa mai departe. În momente cheie însă se spun exact lucrurile de la România TV, de la Antena 3, din ziarul inculpatului Andronic, din ziarul inculpatului fugar Alexander Adamescu. Când Dragnea vrea să facă o mizerie și are nevoie ca societatea să fie adormită, să nu fie vigilentă, să nu fie în stradă, se spune, domne, nu mai ascultați de unul și de altul care vă cheamă la proteste, că au interese. Ia vedeți că ăia parcă sunt prea extremiști, ia vedeți că ăia parcă sunt prea naționaliști, ia vedeți că ăia sunt nu știu cum, dar de ce merge Mălimbot să vorbească? Și asta o fac organizat, pe punctaj, pe strategie, personaje ca Oana Dobre, pagini ca One Vision Resist, o fac site-uri ca evz.ro, o fac televiziuni ca B1 TV prin cârtițele lor, o fac personaje ca Dragoș Pătraru care pozează în dizident și nu este dizident, vă asigur. Nu este dizident. Dragoș Pătraru este creația lui Sebastian Ghiță. Dragoș Pătraru a făcut jocurile lui Sebastian Ghiță. În toate momentele cheie, Dragoș Pătraru a făcut jocurile Ciumei Roșii, inclusiv la alegeri când ne-a spus că e rău, că USR-ul e nasol, că Cioloș Soros, că să nu meargă lumea la vot și așa mai departe. Haideți să recunoaștem, să fim cu 5 minute mai deștepți decât ei. Să recunoaștem modul ăsta de operare și să nu mai băgăm în seamă, oameni buni. Noi trebuie să știm ce vrem. Noi trebuie să ne luptăm pentru aceste principii. Noi trebuie să fim uniți și să știm că inamicul este în fața noastră, nu lângă noi. Noi nu trebuie să-i lăsăm pe cei care încearcă să ne dezbine, să ne provoace unul împotriva altuia, să aibă succes. Trebuie să ignorăm. Nu zice nimeni să vă certați cu cineva. Nu zice nimeni să blocați nu știu ce pagină, că eu nu sunt de adeptul acestor măsuri. Dar vă spun, fiți atenți. Fiți atenți când urmăriți persoanele. Persoane care 90% din timp susțin niște principii corecte, principiile noastre. Și aparent par de partea bună a baricadei. Și apoi brusc vedeți la ei discursul de la Antena 3. Orcancan face și el chestii de genul ăsta. Silviu Sergiu face chestii de genul ăsta. Silviu Sergiu, care foarte slugarnic era față de Elena Udrea încă de pe vremea când eram noi la evenimentul zilei. Foarte slugarnic față de Udrea. Îmi povestea mie cum are el o relație atât de bună cu Udrea încât dacă el vrea poate să-i o tragă lui Andronic prin Udrea. Așa se lăuda la mine Silviu Sergiu. Eu mă uitam la el, nu-mi venea să cred. What the fuck, despre ce vorbesc cu oamenii ăștia? Nu-mi venea să cred. Ăștia sunt oamenii, astea sunt personajele. De la ei veți auzi că vă spun Dragnea e ticălos, e nasol, dar nici DNA-ul nu e. Și protocoalele sunt rele. Și Chioveșii trebuie schimbată. Nu există așa ceva, oameni buni. Într-un război nimeni nu luptă 90% din timp de o parte și după aia trece brusc la adversar și trage trei gloanțe de acolo. Nu există. Cine face asta e agent dublu. Cine face asta în război este omul dușmanilor. Înțelegeți? Asta vă rog eu foarte mult să aveți în vedere, dragii mei. Fac un apel la unitate. Voi pleca în Suedia la comunitatea românilor de acolo. Știu că în diaspora, pentru că am avut discuții cu oameni din diaspora, inclusiv pe Facebook, pe video,
inclusiv pe Skype am intrat și mi s-au pus întrebări. Veniți oameni buni, dacă sunteți în Suedia, voi transmite și live, uitați-vă, puneți-mi orice fel de întrebări. Eu n-am nimic de ascuns. Cine vrea să mă acuze că sunt soroșit, să vină să mă întrebe. Cine vrea să mă acuze că eu am inventat nu știu ce împotriva lui Soros, să vină să mă întrebe. Cine vrea să mă acuze că eu sunt cu SRI-ul sau mai știu ce, orice alte nebunii, cu americanii, cu CIA-ul, cu cine vreți voi, să vină să mă întrebe și eu răspund la orice întrebare, pentru că eu nu am nimic de ascuns, dragii mei. Eu sunt perfect transparent. Nu am nicio agendă ascunsă. Ceea ce gândesc, asta spun. Ceea ce vreau să fac și încolțește în mintea mea în momentul în care am decis că nu e doar o idee, pentru că nu vreau să mă joc de-a ideile, să vă lansez 7000 de idei pe Facebook. Dar în momentul în care am decis că vreau să fac ceva și că mă interesează ceva, vin și vă spun, dragii mei, uitați, asta este ideea mea concretă. Și vă spun astăzi, am o idee, oameni buni. Am ideea și credința că lumea se schimbă și că rețelele sociale vor conta tot mai mult. Am ideea și credința că dacă noi reușim să replicăm modelul meu în toate județele țării și să avem 46 de voci care să facă fiecare pe plan local cam ce fac eu și împreună să fim un cor împotriva corupției, împotriva ciumei roșii, noi putem determina o schimbare. Noi putem construi o audiență care să conteze inclusiv pe plan politic. Gândiți-vă foarte bine la aceste lucruri. Și nu e greu de făcut. Tot ce trebuie este ca oricare dintre voi, cei care sunteți activi, sunteți hotărâți să luptați și să impuneți o schimbare, să vă apărați țara și viitorul de hoți și de corupție și să oferiți copiilor voștri un viitor mai bun, atunci când aveți ceva de spus, să luați telefonul, să intrați în live și să spuneți, să vă vadă oamenii din comunitatea voastră și să știe, da, omul ăsta are dreptate. Omul ăsta gândește ca mine. Vreau să-l urmăresc și mai mult pe omul ăsta. Să mergeți peste baronii locali și să-i puneți în fața telefonului, în fața opiniei publice și să le puneți acele întrebări pe care nimeni din presa locală nu le pune. Și veți vedea miracolul care se va întâmpla. Da, eu cred în acest miracol. Și despre asta vreau să vă vorbesc și despre asta am să vorbesc în diaspora. Și pentru acest miracol eu fac un apel către toate comunitățile și vocile protestului nostru Rezist. Toți cei care vorbesc în numele protestului Rezist, la fel cum vorbesc și eu, și toți avem dreptul legale să vorbim în numele Rezist. Oameni buni, lăsați orgolile. Oameni buni, curățați-vă de cârtițe. Oameni buni, veniți să facem toți împreună o voce sincronizată pe mesajele importante pentru noi. Oameni buni, dacă noi nu ne unim, noi nu avem nicio șansă în fața mafioților. Înțelegeți că scopul mafioților este ca noi să fim divizați. Scopul mafioților este ca noi să ne contestăm în continuu unii pe alții. Scopul mafioților este ca noi să ne certăm între noi. Haideți să nu le mai facem jocul. Haideți să fim cu 5 minute mai deștepți decât ei. Acesta este mesajul meu, dragii mei. Vă rog foarte frumos, redistribuiți acest mesaj dacă și voi credeți că ceea ce spun eu este corect, credeți că ceea ce vă spun este din tot sufletul, din conștiința mea și fără niciun fel de gânduri ascunse, dacă și voi vă doriți o țară în care copiii noștri să crească demn, să crească cinstit, să crească onest, să nu fie dator nimănui și mai ales să nu fie sclavii copiilor ciumei roșii. Redistribuiți, vă rog, cei din Suedia sau dacă puteți din țările din jur să veniți, vă rog din suflet, veniți la întâlnirile noastre, programul este în textul explicativ al acestui live și apoi veniți la întâlnirea noastră de peste două săptămâni, cei din Târgoviște, cei din Ploiești, cei din Buzău și cei din Brăila, vom anunța toate datele, după care peste trei săptămâni vom fi la Hunedoara, Arad, Timișoara și Reșița, orașul meu natal. Sper să mă întâlnesc cu cât mai mulți reșițeni și să vorbim, să vedeți de ce a ajuns orașul nostru în situația asta și cum a fost el distrus de ciuma roșie care a distrus toată România. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei. Mă îndrept către București, către aeroport. Mă așteaptă multe ore de mers pentru că n-avem autostrăzi. Am plătit rovinietă, plătim rovinietă de 20 de ani, dar n-avem autostrăzi. Așa că
riscăm pe drumurile despre care nu vreau să vă vorbesc. Somnul va fi în avion 3 ore, dar misiunea noastră este mult mai importantă, oameni buni. Misiunea noastră este mult mai importantă decât niște ore de somn. Și de aceea eu sunt în acest pelerinaj prin România, prin diaspora, și vom veni, să știți, în anul alegerilor parlamentare, fac acest anunț, vom veni prin diaspora. Vom veni într-un turneu de câteva luni, vom merge în toate țările din diaspora. Un turneu susținut financiar de către cei care sunteți patronii mei pe Patreon. Voi veți susține financiar acest turneu în care vom merge în diaspora pentru a încerca să cumulăm cât mai multe energii de acolo, să răspundem la întrebări, să unim toată diaspora, dacă putem, într-o voce comună. Și eu am mare încredere, oameni buni, că noi putem să fim schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. Mahatma Gandhi spunea că tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Să știți că nu sunt vorbe mari, oameni buni. Fiecare dintre noi, dacă face ceva în plus, dacă se luptă cât de cât, atât cât poate el, pentru că sigur, la mine activitatea principală, sunt susținut financiar, sunt finanțat de dumneavoastră ca să fac asta. Și numai cu asta mă ocup. Dumneavoastră aveți familie, aveți joburi, aveți o viață. Nu puteți să faceți numai asta. Dar dacă faceți 30 de minute pe zi un live, vorbiți despre asta, faceți o transmisie de undeva, vă întâlniți într-un grup, nu trebuie să fie ONG, pur și simplu vă întâlniți, transmiteți live de acolo, veți vedea cât de mult va conta. Veți vedea ce schimbare va provoca asta și veți vedea că noi putem să fim schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. Vă salut, dragii mei, din suflet. Urmează Next Level, Suedia, poporul suveran. Sâmbătă, duminică, luni ne vedem în Suedia. Tot programul este pe Facebook. Sper să veniți în număr cât mai mare și sper să veniți mai ales aceia care aveți multe întrebări în legătură cu activitatea mea, care aveți motive să mă contestați, ca să vă răspund la toate întrebările, să vedeți că îngrijorările provocate cu privire la mine sunt false și că eu ceea ce spun, asta gândesc, și că agenda mea este ceea ce vedeți dumneavoastră și nimic altceva. Și atenție mare la cârtițe, nu le lăsați să vă influențeze, nu le lăsați să vă dezbine, nu le lăsați să vă ducă pe calea pe care vor penalii să vă ducă. Vă salut, dragii mei!